Putting investors first, cel mai important principiu al profesionistului în domeniul investițiilor, un proiect marca CFA Society România. Bună ziua! Numele meu este Răzvan Silaghi, sunt vicepreședinte al CFA România. Am o experiență de 20 de ani în piața financiară, din care o bună parte în domeniul investițiilor. Aș vrea să vorbim astăzi despre ce înseamnă drepturile investitorului, despre ce înseamnă a pune investitorul pe primul loc și îmi face plăcere să-l am alături de mine pe unul dintre cei mai experimentați bancheri din România, care cu siguranță și-a pus amprenta într-un mod pozitiv asupra ecosistemului financiar local, domnul Steven Van Groningen, președinte și CEO Raiffeisen Bank. Domnule președinte, bună ziua și bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, e o plăcere! Haideți să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat în România în această perioadă. Sunteți de 20 de ani în România, aveți experiența atât a pieței locale, dar și altor piețe, inclusiv piața natală din Olanda. Care credeți că a fost dinamica în ceea ce privește drepturile investitorului? Care au fost punctele bune, să spunem, și care au fost punctele mai puțin bune? Cred că piața din România s-a schimbat foarte mult. Eu, de fapt, cunosc România de 35 de ani și, sigur, la anumit moment, acum mult timp, s-au întâmplat și lucrurile nefericite. Și cred că asta arată și dinamică, fiindcă am ajuns, până la urmă, după un drum, într-o situație în care cred că putem să spunem că suntem la standardele europene. Oamenii sunt certificați, am evitat incidente, avem produse performante, mai ales în zona de asset management, avem servicii de private banking și îmi place să cred că am ajuns într-o situație în care avem mai mult echilibru. Fiindcă, de ce avem nevoie? Avem nevoie de încredere, nu? Fiindcă vorbim despre oameni, banii oamenilor, economisirile personale sau contra complementare de pensie. Și atunci, în primul rând, avem nevoie de încredere și cum construim încredere. Să nu avem incidente care se întâmplă peste tot și în Statele Unite s-au întâmplat. Dar pentru asta avem nevoie de reguli foarte clare, transparență și, evident, oameni bine pregătiți care poate sfătui un client și să asigure că un client investește într-un produs care este potrivit. Atunci, cred că am parcurs un drum lung, cred că putem să ne mândrim cu situațiile la care am ajuns acum. Așa este și acesta este unul dintre motivele pentru care CFA Institute a venit cu aceste 10 drepturi ale investitorilor, tocmai pentru a crește încrederea investitorilor în piețele financiare. Revenind puțin la această încredere, dincolo de zona de etică, zona de transparență, de toate acele lucruri pe care trebuie să le facem în relația cu investitorul, haideți să vorbim puțin despre limbajul pe care trebuie să îl folosim atunci când vorbim cu aceștia, pentru că, până la urmă, datoria noastră este să transpunem povestea investitorilor, povestea lor de viață, într-o poveste financiară. În contextul în care crește nivelul de digitalizare, dar în același context în care investitorii parcă tot timpul vor să stea de vorbă cu cineva, să aibă un om în față care să-i ajută, să le confirme că ceea ce fac este bine. Cum vedeți acest lucru? Da, cred că aici sunt mai multe aspecte. Evident, digitalizarea este un beneficiu, fiindcă ai mai rapid acces la informație, la portofelul tău, vezi exact ce se întâmplă pe piață, dar totuși asta trebuie pus într-un context. Și, în primul rând, trebuie să te educi pe tine ca investitor, fiindcă decizie la sfârșitul zilei aparține ție, ce profil de risc. Atunci, în afară de aspect asta de digitalizare, cred că întotdeauna o să rămână loc pentru un advisor, care nu doar da un sfat sau consultanță, dar și verifică într-un fel dacă opinie care poate, care te-ai format ca investitor este unul corect și eventual instrumentele care ai ales. E un domeniu în care sunt foarte multe opinie și
De obicei, când un investitor are de succes, o să povestește la toată lumea. Când pierde bani, nu spune la nimeni. Atunci e destul de greu de filtrat ce se întâmplă în realitate. Și cred că cred că e cel mai bine folosești aspectul ăsta de digitalizare pentru self-education. Sigur, și monitorizez, dar tot o să fie loc pentru un consultant care te ajute și până la urmă te ajute să dormi și bine noaptea. Așa este. Vorbim în ultima vreme din ce în ce mai mult despre sustenabilitate și modul în care noi în lumea financiară aducem acest capitol în viața investitorilor. Noi îi spunem ESG, da? Avem o componentă de mediu, o componentă de responsabilitate socială, dar și o componentă de guvernanță, inclusiv de compliance. Cum vedeți legătura, să spunem, dintre sustenabilitate și drepturile investitorilor? Care este opinia dumneavoastră legat de cele două noțiuni sau concepte? Nu văd niciun conflict în primul rând, fiindcă și cred că vorbim mai devreme despre piața în România cât de este în comparație cu celelalte țări. Poate aici mai avem de recuperat un pic. Văd că în Olanda există o preocupare un pic mai mare de ce se întâmplă cu banii mei. Și eu nu vreau că banii mei să fie investiți în anumite industrie. Și asta cred că e un trend care va deveni din ce în ce mai important. Atunci, un investitor nu doar vrea să obțină un anumit profit, nu vrea doar să asigure că are anumit risc, dar vrea să știe și ce se întâmplă cu banii lui. Și aici este nevoie de consultanță. Și atunci cred că asta este dreptul lui, să știe ce se întâmplă cu banii lui, ce industrie sunt investit. Și cred că atunci este perfect aliniat cu cele 10 reguli, fiindcă vorbim la sfârșitul zilei și despre etica, transparența. Și atunci nu văd niciun fel de conflict. Și s-a și dovedit, știți bine, că fondurile care sunt de ESG nu au o performanță mai proastă decât multe fonduri care nu au acest label. Oricum, asta este, cred că, o discuție foarte interesantă și în care sper să fim și foarte activi în România, fiindcă, asta este de viitor și atunci văd clar un rol și aici pentru cei care sfătuiesc clienți pentru a investi în domeniul respectiv. Așa este. Dați-mi voie doar să adaug că sunt de aceeași părere cu dumneavoastră legat de cele două concepte. Aș mai spune că au fost făcuți pași foarte importanți la nivel european, poate mai mult decât în restul lumii, din acest punct de vedere. Și eu cred că drumul către sustenabilitate este deja început și că este ireversibil. Asta, bineînțeles, atât în beneficiu investitorilor, cât și beneficiu societății în ansamblu. Domnule președinte, mulțumesc frumos pentru această discuție, mulțumesc și tuturor celor care ne urmăresc. Multă sănătate vă doresc și toate cele bune. Eu vă mulțumesc, a fost o plăcere, mult succes în continuare, să creștem piața de capital și în România și să avem cât mai mulți investitori care investesc în România. Doamne ajută! Mulțumim frumos!